unități de învățământ din județul Sibiu se închid de luni timp de o săptămână. Sute de elevi și preșcolari vor face cursuri online din cauza numărului mare de cazuri de coronavirus. Este vorba despre Colegiul Economic George Barițiu din Sibiu, grădinița cu program prelungit Kinder Club Maranata din Șelimbăr și despre grădinița cu program normal din Broșteni. În cazul tuturor s-a luat decizia suspendării activității față în față din cauza că mai multe cadre didactice s-au infectat cu COVID. Un bărbat din municipiul Sibiu a trăit clipe cumplite. Acesta și-a găsit fiul spânzurat în casa de pe Alea Seviș, unde locuia. Tânărul avea 32 de ani și nu se cunosc motivele pentru care a ales să-și încheie socotelile cu viața în acest fel. Polițiștii sibieni au deschis o anchetă în vederea stabilirii circumstanțelor exacte în care a survenit decesul, însă nu există suspiciunea că tânărul ar fi fost victima unei infracțiuni. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a făcut demersuri în vederea suplimentării numărului de paturi destinate pacienților cu COVID-19. Astfel, numărul de paturi din zona roșie crește de la 88 la 112. Pavilionul oftalmologiei reintră în integralitate în zona roșie, urmând să deservească secția clinică boli infecțioase. De asemenea, pentru spitalizarea pacienților COVID-pozitivi care au nevoie de terapie intensivă, capacitatea de preluare din zona ATI COVID crește la 18 paturi în urma unei suplimentări cu 3 paturi.